Crima s-a produs în apartamentul în care femeia locuia cu fiul său de 28 de ani după ce divorțase de soț. Tânărul era cunoscut ca fiind de mai mult timp consumator de droguri, iar dependența lui se agravase în ultimii ani. Noaptea trecută, într-un acces de furie, ar fi atacat-o după ce femeia ar fi refuzat să-i dea bani să-și cumpere droguri. După comiterea faptei, individul s-a dus la 10 km de Drobeta, Turnul Severin, la locuința tatălui și a fratelui său, pe care i-a anunțat că și-a ucis mama. Aceștia nu l-au crezut inițial, dar au sunat la poliție. Vecinii spun că au auzit zgomote în miez de noapte. Am auzit ceva gălăgie, parcă, de la a doua noapte, o voce de bărbat, dar nu știu. Ar fi omorât-o copilul. Copilul ei ar fi omorât-o pe doamna, pe mamă. N-ar fi exclus. S-a intervenit inițial pentru un pacient agitat, cu agitație psihomotorie, pentru motiv pentru care a fost trimis un echipaj cu asistent, dar a fost găsit pacientul agitat și când a urcat în casă, împreună cu poliția, au găsit pe mama persoanei agitate decedată, în stop cardiorespirator, cu rigiditate cadaverică și cu peteșit la nivelul corpului. Și înseamnă că decesul survenise mult mai devreme decât momentul intervenției echipajului cu medic. Polițiștii l-au luat pe tânăr de la locuința tatălui său din Izvorul Bârzii, însă deocamdată nu a fost audiat. Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat că un tânăr de 27 de ani, pe fondul consumului de droguri și aflat în stare de sevraj, a exercitat acte de violență asupra mamei sale, o femeie în vârstă de 54 de ani, iar în urma acestor violențe exercitate, victima a decedat. Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore, are calitate de inculpat. Criminalul va fi dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, cel mai probabil sub acuzația de omor calificat.